Ștefan a primit în seara aceasta o cutie foarte mare cu cadouri pentru el și Maria. Spunea că sunt de la grupul lui de susținere. A venit și mama lui Ștefan alături de cei doi și s-au uitat împreună la cadourile primite. Erau tricouri pentru Ștefan. A primit și o pereche de pantaloni. Maria a primit rochițe, îi plăcea și doamnei această rochiță, spunea că Maria mai are în genul acesta, iar Maria a spus că are genul acesta pentru că ea este o tigroaică. Îi zicea mamei lui Ștefan că o poate purta și dânsa dacă dorește să-și ia ceva cizmulițe din acelea mai lungi și să o probeze dacă îi vine bine o poate purta și a luat hăinuțele Maria să le ducă să le aranjeze pe umeraș, spunea că a emoționat o foarte tare scrisoarea de la grupul lui Ștefan. Ștefan spunea că are cel mai tare grup, iar Maria i a zis că grupul lui, dar și al ei, sunt două grupuri cele mai tari grupuri le-a citit puțin din scrisoare mama lui Ștefan, spunea că li se scrie acolo dragostea înseamnă sacrificiu, compromis și renunțare, dragostea înseamnă devotament și răbdare. Îi întreba dacă au auzit ce li se scrie acolo și Ștefan spunea învățăm, învățăm și noi, înveți și tu.